Dragi telespectatori, suntem la Slănic, Moldova. Așa cum știți, întotdeauna televiziunea noastră caută să afle informații din timp, pentru că o să vă prezint astăzi vizita noastră la pârtia de schi Nemirea din Slănic, Moldova. Așadar, când am ajuns aici, am găsit o atmosferă de lucru, putem spune așa, pentru că sunt pregătiri. Nu o să vă mire, sper, acest fapt. Întotdeauna vara trebuie să pregătești pârtia de schi pentru iarnă. Revizii tehnice, foarte multe lucruri despre care ne va vorbi domnul Romil Botezatu, domn director al Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont. Domnule director, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru amabilitate, v-am întrerupt din activitate, dar vrem pentru telespectatorii noștri să aflăm câteva detalii despre ce activități se desfășoară în aceste zile aici la pârtia de schi Nemirea. Vă mulțumim, bine ați venit. Da, ne-ați surprins într-un moment de pregătire. Activitatea noastră se desfășoară pe întreg sezonul, nu numai pe sezonul de schi. Am finalizat lucrările necesare în extra sezon, mă refer la partea de pârtie, deci terenul pârtiei a fost întreținut și toate operațiile făcute conform procedurilor. În acest moment suntem la o efectuare a reviziei anuale a telescaunului de la pârtie. E o revizie obligatorie, sunt norme care specifică această treabă. Scaunul tip Leitner este verificat de o firmă specializată, reprezentanța Leitner. Avem și putem să finalizăm lucrările în cel mai scurt timp. Ne pregătim pentru a fi autorizați și de CNCIR Bacău. Este autorizația pe baza căreia telescaunul de la pârtia Nemira poate funcționa. Am văzut că a pregătit și utilajele pentru zăpada artificială. Exact, producem zăpadă artificială, suntem în probe și cu instalația de producere a zăpezii artificiale. Se verifică hidranții și cele trei tunuri cu care producem zăpadă artificială pe perioada când o să ne permită temperatura. Asta e o altă discuție. Noi așteptăm cu mare drag temperaturile în primul rând ca să putem pregăti zăpadă și zăpada care necesară pentru a putea deschide pârtia în condiții optime. Pe lângă instalația de zăpadă, ați văzut în dreapta tunurilor de zăpadă și mașina de bătut zăpada și aceasta are un regim de verificări. Sunt făcute reviziile anuale la numărul de ore de funcționare. Sperăm ca să avem un sezon măcar la fel de bun ca cel din anul trecut, 2016-2017. Pentru perioada următoare ne propunem să finalizăm toate lucrările. Spun eu să fie totul pregătit. După cum ați văzut, echipa muncește aici, am lucrat toată vara pentru toate lucrările care vă le-am spus necesare pentru terenul pârtii. Acum continuăm și sperăm să terminăm în o săptămână, două, revizia și vă mai așteptăm și cu noutăți, când o să le mai avem, să vi le transmitem și să le puteți da telespectatorilor dumneavoastră. Așadar, nu ne rămâne decât să urăm gazdelor noastre, pentru că vor fi gazde și pentru turiștii care vor veni atât din țară cât și din străinătate aici la Slănic, Moldova. Multă putere de muncă, pentru că mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar încă o dată discutam cu domnul director. Slănic, Moldova este pregătit sau este o stațiune pregătită pentru turiști. Aici se simt în siguranță. Cum v-ați gândit în primul rând pentru confortul schiorilor de aici? Ce alte măsuri suplimentare ați luat? Din experiența pe care o avem, spunem noi, de 3 ani de zile, am realizat necesitatea organizării mai bine a zonei de îmbarcare. Am făcut niște modificări în această zonă, am suplimentat sau am amenajat zona parcării pentru a reuși să satisfacem cât mai mulți turiști care vin cu mașina și dacă îmi permiteți, pentru cei care n-au fost niciodată la Slănic, Moldova, pârtia de schi Nemira
este administrată de Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea turismului Salvamont Bacău din subordinea Consiliului Județean. Este o investiție pe fonduri europene, o pârtie foarte, foarte modernă, instalații de telescaun, 64 de scaune, o instalație de nocturnă, 68 de stâlpi, o instalație de hidranți pentru producerea zăpezii artificiale, mașină de bătut zăpadă și cele 3 tunuri. Pârtia este de dificultate ușoară, deci sub 20 de grade, 17,1 grade, diferența de nivel 240 de metri, lungimea traseului telescaunului 1100 de metri, distanță care se poate parcurge în 12-15 minute, pârtia de schi în lungime de 1414 metri, cu lățime medie de 38 de metri. Condițiile sunt bune, noi suntem pregătiți și cu ajutorul unor zăpezi pe care le știam și au fost în Slănic Moldova, să sperăm că în acest sezon o să avem condiții mult mai bune și mai primitoare și ca pregătire profesională și ca parte tehnică, care o stăpânim și felicit echipa de la Slănic Moldova, care deosebit cu pregătire și cu dăruire vin și își fac datoria. Iată, domnul director ne-a transmis acest mesaj, ați observat date precise, exacte, matematic putem spune. Așadar, pârtia de schi va fi pregătită la prima zăpadă, vă așteptăm aici la Slănic Moldova, nu uitați că sunt condiții foarte bune, o instalație absolut nouă, oameni pregătiți. Și ne bucurăm și vom fi și noi cei care realizăm acest mic reportaj prezenți pe tot parcursul sezonului de iarnă aici alături de cei care coordonează această activitate. Domnule director, noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim o iarnă plină cu zăpadă și cu atmosferă frumoasă de sărbătoare aici la Slănic Moldova. Vă mulțumim, e necesară zăpada și vă așteptăm cu mare drag oricând. Vă mulțumesc încă o dată. Tot aici, la pârtia de schi Nemira, l-am găsit și pe domnul director adjunct al Serviciului Județean de Promovare a Turismului. Domnule director, aș vrea să discutăm un pic mai pe larg cum vedeți dumneavoastră promovarea turistică a județului Bacău. Și, desigur, și câteva cuvinte despre pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova. Bună ziua, vă spun și eu. Serviciul Public Județean al Promovării Turism și Coordonare Salvamont Bacău cuprinde 3 activități. Administrarea pârtiei de schi de la Slănic Moldova, promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont. Eu, prin serviciu, mă preocup cu prioritate de promovarea turismului și ne dorim, sau mai bine zis, județul Bacău, prin serviciul de promovare turism, își dorește să ajungă o destinație turistică pe harta destinațiilor turistice ale României. Lucrăm prin cei 3 inspectori de promovare turism pe care îi avem la realizarea unor broșuri cu cele 3 stațiuni, pentru că județul Bacău cuprinde stațiunea Slănic Moldova, care este o perlă al Moldovei, al stațiunilor din Moldova, stațiunea Târgu Ocna și stațiunea Moineș, care este stațiune de interes local de curând. Astfel realizăm o broșură cu cele 3 stațiuni, o broșură de promovare a pârtiei Nemira, de aia și prezența mea aici pentru a mă, documenta pentru realizarea acestei broșuri. Lucrăm la o hartă turistică a obiectivelor turistice din județul Bacău și nu pot să vă spun decât că ne pregătim pentru Târgul de Turism al României din noiembrie, 16-19 noiembrie, de la București, de la Romexpo, unde vom veni cu câteva surprize celor prezenți. Cum colaborați cu administrațiile locale? Mă refer cu primarii, cu consiliile locale din aceste localități turistice. Colaborarea este foarte strânsă, în special colaborăm cu cei 3 primari, cum bine ați accentuat, pentru că ei au și ei interesul direct de a se promova și nu vă ascund că noi colaborăm și cu celelalte OAT-uri mai mici, pentru că fiecare are câte un obiectiv turistic cuprins care are tot interesul ca să fie vizitat. Atunci colaborarea este foarte strânsă.
pe parcursul anului 2016 și 2017 am făcut un tur al județului și am identificat toate obiectivele turistice din județul Bacău, le-am clasificat care sunt vizitabile și care sunt nevizitabile, am văzut programul de lucru, am preluat fotografii și am încercat, acum am și finalizat de fapt o hartă a obiectivelor turistice din județul Bacău, unde sunt cele mai reprezentative obiective cuprinse. Această pârtie de schi, nu știu dacă sunt eu bine informată, este singura din județul Bacău sau mai sunt și altele? Pârtia este singura din județul Bacău și este realizată cu suport aproape în proporție de 100% de către Consiliul Județean Bacău. Deci sunt motive mai mult decât potrivite pentru ca turiștii să vină în județul Bacău. Sigur, pe larg, televiziunea noastră în viitorul apropiat va descrie fiecare zonă din județul nostru. Vă gândiți și la colaborare și cu celelalte agenții specializate în turism din zona noastră a Moldovei? Cu siguranță nucleul de clienți, atât pentru oamenii implicați în turism, cât și pentru noi ca Pârtia Nemira, îl reprezintă din județele limitrofe și din zona Moldovei și cu preponderență cu deschidere și în alte părți. Și ne dorim ca această colaborare să fie cât mai largă, pentru că, practic, învățăm să ne promovăm și să ajungem o destinație turistică. Despre tot ceea ce s-a făcut și se face în ceea ce privește promovarea turismului în județul Bacău, vom discuta pe larg în următoarea perioadă și, desigur, pe domnul director și domnul director adjunct o să-i mai avem interlocutori. Așadar, este un început și pentru televiziunea noastră, dar pentru dumneavoastră este deja o perioadă de consolidare a acestei promovări. Vom fi și la târgul din luna noiembrie la București, împreună cu organizatorii. Nu ne rămâne decât să-i invităm pe turiști la Slănic Moldova. Aici au condiții foarte frumoase. Am prezentat noi în materiale anterioare condiții de cazare, condiții extraordinare, divertisme și așa mai departe. Este foarte bine că avem deschidere din partea Consiliului Județean și din partea dumneavoastră ca instituție care, subordonată, care se ocupă de această promovare turistică. Ne bucurăm foarte mult și suntem, încă o dată precizez că vom veni permanent cu noutăți și noi așteptăm până vine zăpada, noi o să mai vizităm și alte locuri din județul Bacău, dar când va fi prima zăpadă, echipa Exclusiv TV va fi aici prezentă pentru a se bucura împreună cu turiștii de frumusețea acestei zone. Vă mulțumim, domnule director. Vă mulțumesc și eu și vă asigur că județul Bacău nu va fi doar un punct de trecere către mănăstirile din Noldul Moldovei, ci cu siguranță în viitorul apropiat va ajunge o destinație turistică pe harta destinațiilor din România și nu numai. Mulțumesc! Mulțumim și noi!